Succesul merge la cei puternici, iar eșecul la cei slabi. Oamenii distrug întotdeauna ceea ce iubesc cel mai mult. Viața este un lucru prea important pentru a fi luat în serios. Tinerii cred că banii sunt totul, iar când cresc, află. Pentru cei mai mulți dintre noi, adevărata viață este cea pe care nu o ducem. Fiecare sfânt are un trecut și fiecare păcătos are un viitor. În epoca noastră, oamenii citesc prea mult, asta îi împiedică să fie înțelepți și gândesc prea mult, iar asta îi împiedică să fie frumoși. Toți simpatizează cu nenorocirile prietenilor lor și doar câțiva se bucură de succesele lor. Nu este nevoie să separăm monarhal de gloată, toate autoritățile sunt la fel de rele. Munca este refugiul celor care nu au nimic de făcut. Este foarte ușor să-i convingi pe alții, este foarte greu să te convingi singur. Există doar două tragedii reale în viață, una când nu obții ceea ce vrei și a doua când obții ceea ce vrei. O femeie care nu-și ascunde vârsta nu poate fi de încredere. O astfel de femeie nu va ezita să spună nimic. Scopul vieții este exprimarea de sine. Să ne arătăm esența în întregime este scopul pentru care trăim. O femeie nu va face niciodată sex cu un bărbat care nu îi înțelege aluziile. Moda este o formă atât de intolerabilă de urâțenie pe care trebuie să o modificăm la fiecare 6 luni. Unii provoacă fericire oriunde se duc, alții când pleacă. Un om care nu se gândește la el însuși nu se gândește la nimic. Nu pot controla direcția vântului, dar pot ajusta întotdeauna pânzele pentru a-mi atinge scopul.